vedeți împreună. Astăzi vom face două declarații. Una va face domnul Vlad Țurcanu, alta eu în calitate președinte a Partidului Unității Naționale și după asta vom răspunde întrebărilor în cazul în care vor fi. Vlad. Mulțumesc! În preajma unui an electoral, deciziile care se impun sunt unele de principiu, nu foarte ușoare, dar extrem de importante pentru ceea ce ar urma să se întâmple în 2020. Și decizia firească pe care am putut să o iau este aceea de a mă alătura lui Octavian Țâcu și Partidului Unității Naționale pentru ca împreună să consolidăm polul românesc, pentru ca să dăm o replică puternică, în primul rând, Partidului Socialiștilor, și după aceea să putem să îi adunăm împreună pe toți aceia care gândesc ca noi și care își văd viitorul în acest teritoriu într-o formulă modernă, europeană, românească. Sunt lucruri firești pe care ni le dorim, nimic ieșit din comun aici. Iar orgoliile și celelalte slăbiciuni umane trebuie să cedeze în aceste perioade istorice, am putea să spunem, și depinde de voința și de efortul nostru ca să creăm asemenea elemente istorice în anul care vine. Nu se întâmplă nimic ieșit din comun, așadar, este vorba despre o consolidare a forțelor românești în Republica Moldova și toate activitățile noastre de acum înainte se vor supune acestui scop de a crea o emulație, dacă vreți, un curent, o stare de spirit în Republica Moldova și oamenii de asta au nevoie, pentru că mulți sunt pur și simplu disperați în lipsă de soluții, iar misiunea noastră a politicienilor este să le dăm speranțe, să organizăm și să le ajutăm să înțeleagă ce trebuie să facă pentru a se simți bine aici în Republica Moldova, pentru a-și crește copiii în liniște și bunăstare. Sunt lucruri simple pe care ni le dorim și sunt sigur că cei mai mulți dintre noi în felul acesta gândesc. Și mulțumesc domnului Octavian Țâcu pentru deschiderea totală pe care a arătat-o față de mine și sunt sigur că vor fi colegi de-ai mei de la Partidul Popular Românesc care mă vor urma, chiar dacă în prezent sunt puțin surprinși de decizia mea. Și mai departe, lucrurile sunt tehnice, adică pur și simplu trebuie să muncim, să ne mobilizăm pentru a arăta societății că merită să ne urmeze. Mulțumesc! Noi toți știm că reîntregirea spațiului românesc în acum un deceniu, acum un secol, a fost o decizie a unei generații și nu decizia unui singur om sau unui grup de oameni, iar gestul domnului Vlad Țurcanu este unul inedit, să recunoaștem, din ipostaza unui președinte de partid, a acceptat această invitație de a se alătura Partidului Unității Naționale și acest gest vine și dintr-o fibră genetică, aș spune lucrul ăsta, pentru că domnul Vlad Țurcanu și noi știm bine lucrul ăsta, vine din Rezeni, de acolo de unde au fost doi mari oameni politici ai Basarabiei, Ion Inculeț și Ion Pelivan. Această conlucrare între aceste două personalități au făcut posibil unirea și eu cred foarte mult că această colaborare pe care o vom avea cu Vlad Țurcanu în cadrul Partidului Unității Naționale va naștere acestei generații a reîntregirii după un secol, pentru că noi, într-adevăr, ne aflăm într-un moment istoric important în care avem nevoie de coagularea personalităților și oamenilor politici care simt și gândesc românește și european. Și acest prim pas, cu siguranță, va aduce atât la consolidarea, cât și la speranța pe care o vor avea cetățenii Republicii Moldova în legătură cu Partidul Unității Naționale.
Noi am declarat în mai multe circunstanțe, calea pe care va merge Partidul Unității Naționale este una de cooptare a personalităților emblematice, personalități integre, cu caracter și care au demonstrat în diferite circunstanțe merite personale incontestabile în susținerea cauzei românești și europene. Vom proceda în continuare la consolidarea partidului din punct de vedere teritorial. La ora actuală, Partidul Unității Naționale este un partid cu reprezentanță în Parlamentul Republicii Moldova, în Consiliile Municipale Chișinău și Bălți, cu foarte multe primării și organizații teritoriale de la Bălți până la Cahul. Vom continua opera de românizare a Republicii Moldova, pentru că fără trezirea conștiinței naționale nu vom putea realiza acest deziderat și ne vom pregăti pentru alegerile parlamentare pe circunscripția din Hâncești și alegerile prezidențiale în anul care urmează. În foarte scurt timp vom avea Consiliul Național Republican al Partidului Unității Naționale, la care eu, în calitate de președinte, voi propune ca domnul Vlad Țurcanu să fie înaintat, să fie ales la funcția de prim vicepreședinte a Partidului Unității Naționale. Eu cred că prezența și prestanța domnului Vlad Țurcanu, alături de care am realizat multe lucruri importante, dar dincolo de care există o prietenie testată în mai multe circunstanțe, am purtat negocieri și anterior, așa cum știți, am avut discuții în condițiile alegerilor pentru primăria orașului Chișinău. Nu am reușit atunci să cooptăm o alianță pentru Chișinău, dar am spus că vom continua discuțiile după alegeri, lucru care s-a întâmplat, și această colaborare cred că este firească între oameni care au același ideal și vă spunem cu toată siguranța că noi suntem ghidați doar de un ideal al reîntregirii. Suntem un partid de o factură absolut diferită, intelectual, un partid care nu are în spate interese, nu ține la funcții și tot ceea ce va emana de la Partidul Unității Naționale va fi dorința de a realiza într-o perioadă cât mai scurtă apropierea de România și reîntregirea plenară, pentru că noi suntem un partid de centru-dreapta, care a făcut o ofertă și face o ofertă tuturor cetățenilor Republicii Moldova, nu doar românilor, moldovenilor, ci tuturor cetățenilor, pentru că este un proiect de țară care este în avantajul tuturor. Și dacă aveți întrebări, suntem pregătiți să răspundem. I-ați luat cumva ideea domnului Tertoacă, care anterior spunea că vrea să nu din toate partidele uniste, să facă mișcarea unistă din Moldova. Vă puneți același lucru să vină în jurul dumneavoastră mai multe partidele uniste și să fuzionați în unul sau vă... Nu. Care va fi? Deci, Partidul Unității Naționale este alcătuit din trei sintagme. Partid, asta înseamnă că suntem un partid care are o ideologie și un proiect de țară, reîntregirea spațiului românesc, și un partid al cărui filon ideologic este creștin-democrația, ancorat în ceea ce este specific acestei ideologii. Prin urmare, toți cei care se vor regăsi în aceste două componente sunt așteptați la Partidul Unității Naționale, pentru că noi suntem al unității și al spiritului național. Este un partid deopotrivă reprezentat la București și la Chișinău. Un lucru foarte important de luat în considerare pentru cei care doresc să construiască alternative unioniste, trebuie să ai parteneri de dialog instituțional și politici la București ca să poți să ai pretenții că dorești să reprezinți unionismul. Și prin urmare, ideea pe care noi o promovăm sunt personalitățile, oamenii care vor putea să contribuie prin palmares și prin prestanță la idealul reîntregirii. Nu vorbim de partide politice, cel puțin la ora actuală. Eventual vom putea vorbi de blocuri
alianțe în context post-electoral, dar la moment ne referim nu doar la ceea ce în Republica Moldova se numește unionism, ne referim la tot ceea ce înseamnă românesc și european. Sunt și alte partide care în condițiile în care vor reprezenta crezul nostru și lucrurile în care noi credem, vom putea construi în context post-electoral alternative politice de guvernare. Pentru că ieri domnul Chirtoacă spunea că rezultatul dumneavoastră a înțeles deja să faceți parte din această mișcare. Brusc, peste noapte, v-ați schimbat părerea. Așa zice dumneavoastră. Cum s-a întâmplat asta? Domnul Chirtoacă poate avea niște reflexii, dar n-a fost prezent la discuțiile pe care le-am avut la Partidul Popular Românesc. Poziția mea a fost aceasta pe care am exprimat-o în mod public, inclusiv la partid. Doar că nu luasem o decizie, iar în contextul unor discuții îți asculți colegii și urmezi procedurile stabilite în cadrul unui partid. Și vă spuneam că am avut o ședință a biroului politic la care, atunci când a fost vorba despre urmarea inițiativei lansate de Partidul Liberal, eu m-am abținut. Ceea ce înțelegeți că înseamnă un semn de întrebare pentru acest traseu pe care eu nu l-am îmbrățișat și în care nu cred. Altfel, alta ar fi fost poziția pe care am avut-o. Dar vă spuneam și ieri că atunci când ne pornim la un drum nou, atunci nu putem să mizăm pe niște politicieni care au demonstrat ce au avut de demonstrat, ca să nu folosim cuvinte grele. Ele există în arsenalul nostru și putem să le exprimăm, dar cred că ar trebui să evităm lucrul acesta pentru a nu-i jigni pe încă susținătorii acestor partide și acestor lideri politici. Dincolo de asta, eu cred că urma alege, adică în funcție de prestația noastră, de proiectele pe care le vom desfășura, oamenii vor înțelege pe cine trebuie să urmeze, asta în numele binelui comun. Nu pentru că am avea noi orgoliul să ne credem diferiți, mult mai buni, ci în condițiile unui trecut politic pe care l-au unii, este contraproductiv să pui miză pe ei. Pentru că tot acest balast politic care s-a adunat în jurul acestor partide ar cântări decisiv în mod negativ pentru ceea ce ar trebui să vorbim oamenilor, pentru proiectele pe care ar trebui să le construim. Cum puteți totuși să realizați acest ideal al dumneavoastră, unirea și poate în cazul în care chiar partidii unioniști nu se înțeleg între ei și mă vezi că în primul rând aici de Partidul Liberal și unul de cealaltă parte. Dar de ce nu se unesc posturile televiziunii între ele? Puteți face un singur post. De astăzi sunteți Prime sau Republica, de ce nu sunteți? Ați putea toate împreună să faceți o singură televiziune. Sunteți împreună, dar aveți identități distincte. Eu cred că este la discreția cetățenilor Republicii Moldova să judece perspectivele partidelor politice. Noi am făcut o ofertă foarte clară și spunem că ea nu este doar pentru unioniști și pentru români. Este un proiect de țară pentru toți cetățenii Republicii Moldova și este un proiect pentru toți românii, pentru că asta este ceea ce ne definește. Vedem afinități și cu alte partide politice, inclusiv cu Blocul Acum, cu PAS, cu PPDA în condițiile în care vor exista și cu Partidul Democrat în condițiile în care va fi un partid european și românesc autentic. Noi nu ne disociem de toți cei care reprezintă spiritul românesc și cel european. Avem o misiune importantă de a contracara întărirea regimului Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor. Asta este miza principală care va fi în anul 2020. Și în rest, cetățenii Republicii Moldova vor fi cei care vor decide
pentru cine să opteze și alături de cine să fie. Dar vă spun cu toată siguranța, noi nu vom face parte din colhozuri unioniste, din muzee cu ștampile și din oameni expirați politici, pentru că ei sunt și toxici. De aceea, alegerea aparține oamenilor, cei care își vor da seama de calitatea echipei, de mesaj și de politicile pe care le vom promova. Noi ne asumăm plenar actul de guvernare, vom participa la construcția puterii și vom oferi soluții pentru cetățenii Republicii Moldova în toate problemele pe care le au, fără a pasa responsabilitatea asupra statului român, și vom fi o emanație a politicilor statului român, pentru că asta eu cred că un partid de factură românească trebuie să aibă în vedere această sincronizare organică cu tot ceea ce reprezintă statul român. Dacă tot ați vorbit despre alegeri de la Hâncești, ați putea fi candidatul PUM? Nu știm. Vom discuta despre asta, cu siguranță. Pentru că orice partid serios trebuie să aibă candidați în asemenea situații. Într-o asemenea circunscripție importantă. Pentru că raionul Hâncești a fost înclinat într-o zonă nefirească pentru acest raion. Dar noi știm că este unul din raioanele cu populație care gândește românește și care își dorește un viitor european. Alegerile din ultimii 10 ani au demonstrat asta și cu siguranță că în funcție și de prestația noastră vom putea ajunge la inimile oamenilor din Hâncești, pentru că aceștia să aibă un reprezentant care să-i merite și care să-i reprezinte în Parlamentul de la Chișinău. Noi am avut ca partid candidați în toate circunscripțiile care au fost libere în alegerile din 20 octombrie. Sigur că venirea domnului Vlad Țurcanu ne oferă o perspectivă încurajatoare și de speranță și cu siguranță va fi o candidatură importantă care va fi discutată la Consiliul Politic pentru a putea participa la aceste alegeri, într-o circunscripție, așa cum spunea și Vlad, românească, în proximitatea Prutului. Eu cred că oamenii vor face o alegere în favoarea PUN-ului pentru... și va fi un pretext important pentru a întări reperele românismului în această circunscripție, într-un raion în care eu cred că avem dreptul să câștigăm și merităm. Noi vă urăm mulți ani, sărbători fericite tuturor și un an 2020 plin de speranță, pentru că ceea ce am dorit prin această simbioză realizată împreună cu domnul Vlad Țurcanu este să vă aducem tuturor speranța și încrederea că forțele românești și europene se vor consolida și vor avea un cuvânt greu de spus în anul 2020. Mult succes! Și vă mulțumim.